Totul a pornit la inițiativa lui Bogdan Tița, primarul comunei Dâmbovițene Ulm. În urmă cu o lună, edilul a făcut un apel la oamenii cu dare de mână și le-a cerut să doneze pentru familiile fără posibilități. Oamenii n-au rămas indiferenți și au adus sute de daruri pentru semenii lor. Acum toate cadourile au ajuns la cei care aveau atâta nevoie de ele. Uite aici, în dreapta dormiu. În dreapta dormiu și acolo... Ce facem, mă, copii? Salut! În această cămăruță trăiesc 5 suflete, 3 copilași și părinții lor care muncesc cu ziua ca să le poată aduce o pâine pe masă. Singurul obiect de valoare din casă era un brăduț așezat pe o măsuță. Pentru acești copilași, Moș Crăciun era doar un vis. Un vis care acum a devenit realitate și pentru ei. Când au văzut darurile, micuții s-au emoționat, iar ochișorii li s-au umplut cu lacrimi. Lacrimi de fericire și speranțe. Ce ai primit acolo? O geacă? Da. O geacă? Îți place? Da. E de la moșu. Vezi, la tine a venit moșu mai devreme. Ce mai ai acolo? Un penar. Un penar, bravo. Moșul a poposit toată ziua la Ulm și a ajuns și la alte familii din sat. Da, uite, pentru tine. Poftim? Da. Ce vrei? Ce avem aici? Aici avem pentru băiat. Chiriți așa, să facem băiat. Pentru tine. Mulțumim frumos. Să trăiți numai bine, stai așa, stai așa. I-a dat și numele. Da, i-a dat numele. Hai, să trăiți numai bine. Le-am promis că în limita posibilităților, a bugetului și așa cum ne permite legea, îi vom ajuta la anul să se dezvolte și ei și să aibă mai multă căldură decât le-a oferit Dumnezeu până acum. Reprezentanții primăriei au promis că Moș Crăciun va veni la familiile nevoiașe din luni și în cursul anului, și nu numai de Crăciun.